Bun găsit, dragi telespectatori, la rubrica Mandat de primar. Această rubrică vrea să vă aducă în fața dumneavoastră imagini despre proiectele realizate de primari în cei 4 ani de mandat. Astăzi, lângă mine, se află domnul Costră și Iordache, primarul comunei Măgura. Domnule primar, vă mulțumim de invitație, ne bucurăm să fim aici la dumneavoastră, pentru că noi știm că dumneavoastră în cei 4 ani de mandat chiar n-ați stat deloc. Ați muncit foarte mult și aș vrea astăzi să prezentăm nu numai cetățenilor din Măgura, ci tuturor telespectatorilor noștri despre ce este vorba și ce ați realizat, că bineînțeles mai sunt proiecte și în curs de finalizare, deci își vor urma cursul. Bine v-am găsit! Se rud mâna și bine ați venit în comuna Măgura. Mă bucur tare că ați ajuns și pe la noi. Am urmărit cu interes și cu plăcere ceea ce ați făcut și prin alte comune. Videoclipuri, imagini cu realizări ale primarilor și ale consiliilor locale din localitățile respective. Așa este, trebuie să spunem că întotdeauna primarii lucrează împreună cu consiliul local și ajung la rezultate foarte bune. Sigur, altfel nici nu s-ar putea. Chiar aș putea spune că am avut o conlucrare foarte, foarte aproape și foarte strânsă cu întreg consiliul local. Au mai fost și discuții ca în orice familie, dar până la urmă și discuțiile și, eu știu, părerile, mai multe păreri duc de obicei la lucruri constructive și la treburi serioase. Am realizat împreună cu Consiliul Local, așa este, putem să spunem cumva că este un bilanț al acestui mandat de primar. Așa este, da. Pentru că, iată, au trecut 4 ani de zile de la investire, un bilanț al realizărilor pe care am reușit al proiectelor pe care am reușit să le implementăm în acest mandat și al proiectelor care sunt în derulare și urmează a fi implementate. Ce să vă spun, mandatul nu a fost ușor. Asta vreau să vă întreb. Da. Cred că orice mandat este și cu greu și cu ușor, așa, dar dumneavoastră sunteți un om puternic, un om hotărât de a duce la bun sfârșit ceea ce începeți. Nu a fost un mandat ușor, pentru că am avut foarte mult de recuperat, am avut foarte, foarte mult de lucru și pentru faptul că am atacat, să spun așa, o paletă întreagă de proiecte din toate domeniile. De la infrastructură de drumuri, la gaze naturale, la iluminat public și pe parte culturală am reușit să accesăm fonduri europene pentru reabilitare de cămin cultural. Avem investiții și în domeniul educațional, avem 2 obiective pe PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, o grădiniță cu 3 grupe în curtea școlii care este spre finalizare și renovare din școala Crihan, o serie întreagă de proiecte pe care le-am dus la îndeplinire și unele care sunt spre finalizare, sunt în derulare. Personal mă declar mulțumit, așa, deși întotdeauna este loc și de mai bine. E loc de mai bine și de mai mult, dar dumneavoastră lăsați, bineînțeles, mai sunt proiecte care urmează să se desfășoare și să se finalizeze, de aceea cred că următorul mandat vă așteaptă ca să duceți la bun sfârșit multe alte proiecte pentru comuna Măgura. Asta vor decide cetățenii comunei Măgura. Dacă acest mandat care tocmai se finalizează a fost unul de succes sau un mandat în care bunăstarea și confortul lor a crescut, să spunem așa, și sunt într-adevăr mulțumiți de ceea ce am făcut eu împreună cu Consiliul Local în acest mandat. Eu am încredere că mă vor susține. Așa cred și eu, pentru că, așa cum aminteați și dumneavoastră mai devreme, ați încercat prin proiectele pe care le-ați implementat să cuprindeți din fiecare lucru câte ceva. Ați cuprins și cultura și învățământul și infrastructura și, ce să zic, apă și gaz, totul este foarte important aici în comună. Cetățenii cred că au primit cu mare bucurie aceste proiecte.
Sigur, sigur, sigur. Așa cum v-am spus, a fost o muncă intensă, dar și rezultatele spun eu că sunt pe măsură. Urmează să intre în implementare un proiect cel mai ambițios, pot să spun, tot pe gaze, de implementarea unui proiect înființare sistem de distribuție gaze naturale în statele Crihan și de Alomare. Spun eu că este unul foarte ambițios și unul la care am depus eforturi foarte, foarte mari, pentru că am pornit efectiv de la zero în două localități componente ale comunei Măgura, unde efectiv nu am avut licență de distribuție. Și iată că suntem la faza de eliberare a autorizației de construire de către Consiliul Județean, care este iminentă. Cred că într-o zi, două, o să primim și autorizația și vom trece la execuție. Ce să vă spun, nu aș vrea să mă laud, dar sincer, personal, cred că am făcut tot ce era omenește posibil pentru ca lucrurile să se miște în comuna Măgura și să câștigăm un pic de eu știu, de notorietate, dacă vreți, da, că facem ceva, spune, că ne exact. Mișcăm mai. Da. Știți cum se spune, da, că omul sfințește locul. Dumneavoastră, da, încă o dată ați arătat că așa este, pentru că știți cum e, degeaba ocupi acel scaun de primar, ca să zicem, dacă nu ai o viziune, da, pentru comuna pe care o conduci. Dumneavoastră ați venit cu aceste lucruri. Dragi telespectatori, noi astăzi vom merge și pe teren, la fața locului, pentru că domnul primar să ne prezinte fiecare proiect în parte. Sigur, sigur. Haideți să mergem, da? Să rămână. Vă mulțumim. Unul dintre obiectivele principale acestui mandat a fost atragerea de fonduri europene, de fonduri de care comuna Măgura a fost vitregită, aș putea spune. Un obiectiv important, o achiziție importantă pe fonduri europene este Buldo excavatorul Mecalac, cred că spun, din gama Terex, pe care am reușit să-l achiziționăm prin grupul de inițiativă locală Plaiurile Bistriței, asociație din care face parte și comuna Măgura. Este un utilaj pe care ne l-am dorit tare, care a intrat în dotarea serviciului de gospodărire comunală pe care l-am înființat încă de la începutul acestui mandat și care deservește întreaga localitate la drumuri comunale, la săpat de șanțul, la tot ceea ce ține de o bună gospodărire a comunei. Ne aflăm în fața unui obiectiv foarte, foarte important pentru infrastructura școlară din comuna Măgura, grădiniță cu 3 grupe, Programul Național de Dezvoltare Locală, o grădiniță pe care ne-am dorit-o de foarte, foarte multă vreme, de care duceam lipsă de atâția ani și iată că este aproape de finalizare. Sperăm ca în toamna acestui an copiii să se bucure de facilitățile acestui edificiu. Ne aflăm în fața unui obiectiv din componenta culturală a comunei Măgura, căminul cultural construit în 1973 și pentru care am reușit să accesăm fonduri europene în valoare de 500.000 de euro. Este în lucru, așa după cum vedeți și dumneavoastră, și sperăm ca în luna octombrie să finalizăm lucrările și să putem face recepția finală. Nu este numai renovare, este și dotare cu tot ceea ce ține de buna funcționalitate a unui cămin cultural și este un obiectiv mult așteptat de toți cetățenii comunei. Vom avea ocazia să ne desfășurăm toate activitățile pe care ni le dorim în acest local proaspăt, renovat, este ca și nou, așa după cum vedeți dumneavoastră, lucrurile sunt de anvergură și la structură și la tot ceea ce ține de consolidarea unei astfel de clădiri. Un alt obiectiv de maximă importanță pentru cetățenii comunei Măgura este realizarea a 5,4 km de drumuri, asfaltarea 5,4 km de drumuri în comuna Măgura în decursul acestui mandat. Ne aflăm pe tronsonul Răzieșie, care face parte din proiectul Asfaltare drumuri comunale în comuna Măgura între Vii, Răzieșie, Coton și Armanu. De câteva zile am finalizat și turnarea covorului asfaltic în zona Coton. Mai rămâne, după instalarea conductei de gaze pe strada Armanu, să punem covorul de asfalt și acolo și să încheiem această lucrare, care este una de maximă importanță, așa cum spuneam, pentru cetățenii noștri.
Pentru o administrație sănătoasă, spun eu, un obiectiv important și principal este educația. În acest mandat am reușit să investim în infrastructura școlară, pe lângă investițiile acordate prin Programul Național de Investiții, am reușit și am renovat cele două școli într-o mare proporție și am reușit să le dotăm cu mobilier nou, cu parchet nou, cu tot ceea ce ține de buna funcționare și de confortul necesar pentru desfășurarea activității educaționale în școlile din comuna Măgura. Ne interesează foarte mult, așa cum spuneam, infrastructura școlară și bunul mers al educației în comuna Măgura, drept pentru care am și creat și ne bucurăm de o colaborare extraordinar de bună și de strânsă cu conducerea școlii Emil Brăescu și cu întreg corpul didactic, în frunte cu doamna Doinița Vasiloiu, directorul școlii. Am reușit pe timpul pandemiei, la ordinul ministrului educației, să achiziționăm și să distribuim către copii un număr de 200 de tablete care le sunt foarte necesare și care își fac foarte bine treaba din fonduri locale susținute cu tot, cu cartelă SIM, cu tot ceea ce este necesar pentru a avea acces la internet și pentru a realiza o bună comunicare cu educatorii, cu profesorii școlii noastre. Vom face tot ce este necesar, ce este omenește posibil pentru ca educația să nu aibă de suferit datorită acestui virus care, iată, ne face probleme, ne creează mari probleme, nu numai în sistemul educațional, dar și în alte domenii. Am avut și avem în continuare o deosebită grijă și atenție pentru confortul și siguranța cetățenilor comunei Măgura, drept pentru care în decursul acestui mandat ne-am pus în plan și am și reușit să realizăm montarea a 15 module de așteptare, de stații de autobuz, pentru ca cetățenii comunei noastre să aștepte mijloacele de transport în comun, în siguranță și în deplin confort. Datorită răspândirii foarte rapide a acestui virus și a posibilității de infectare foarte, foarte mare în rândul comunității noastre, din păcate, anul acesta nu vom reuși să mai organizăm zilele Comunei Măgura, unde am avut prezenți în fiecare an copiii școlii noastre, tradiții populare, unde împreună am reușit să realizăm lucruri frumoase, dansuri populare, tot ceea ce ține de tradiții și de activități împreună cu școala. Din păcate, anul acesta nu mai este posibil să organizăm așa ceva. Sperăm ca la anul, dacă vom intra în normalitate, și cred că vom intra în normalitate, pentru că deja este prea mult, sunt câteva luni de zile de când suntem supuși măsurilor de protecție și de urmarea acestui, da, și de restricții urmarea acestui virus. Să sperăm că vom intra în normalitate și de anul viitor prezența copiilor noștri să ne bucure din nou la aceste evenimente importante pe care le-am creat încă de la începutul acestui mandat și în care avem o colaborare extraordinar de bună cu școala și cu copiii noștri, cu cadrele didactice, cu toți cei care pun umărul pentru ca aceste lucruri deosebite, aceste manifestări culturale să se desfășoare în comuna noastră cu o deosebită bucurie și plăcere pentru toți cetățenii de acasă și de pretutindeni. Tot din categoria obiectivelor menite să asigure siguranța cetățenilor, face parte și acest obiectiv de colmatarea torentului de pe Vâlcică, care ne-a pus mari, mari probleme în vara anului 2019, la inundațiile din 2019. O lucrare executată de Serviciul de Gospodărire Comunală a Comunei Măgura, mai exact cu buldoiescavatorul achiziționat pe fonduri europene, care
care, iată, își arată pe deplin utilitatea prin realizarea unor astfel de lucrări, de decolmatare, de desfundare și de curățare a șanțurilor din comuna Măgura pentru fluidizarea, pentru afluirea apelor meteorice și pentru a crea o stare de confort cetățenilor comunei noastre. Toate aceste obiective pe care le-am enumerat, mobilierul de la școală, realizarea decolmătărilor cursurilor de apă din comuna Măgura au fost realizate din fonduri locale, cu sprijinul Consiliului Local, bineînțeles, pentru că, așa cum spuneam, printr-o colaborare continuă și fructuoasă, am reușit să implementăm toate aceste proiecte, lucru pentru care le și mulțumesc consilierilor locali pentru bunăvoința de care au dat dovadă, nu neapărat de a aloca fondurile necesare, pentru că era stringent să alocăm astfel de fonduri, ci pentru faptul că au răspuns prezent la toate solicitările mele ca primar al comunei Măgura și s-au prezentat la ședință și de îndată și la ședințe extraordinare ori de câte ori a fost nevoie, pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple în timp optim. Din componenta bioenergie, ca să spun așa, face parte și acest obiectiv, înființarea unui sistem de distribuție a energiei electrice în colaborare cu EON Energie România, de 2,9 km, care deservește zona Metalbac, o rețea pe care am reușit să o dotăm și cu un sistem performant de iluminant public. O investiție așteptată de multă vreme de cetățenii din zonă și care a durat, cred că, implementarea, proiectarea și implementarea acestui proiect 3 ani de zile. Iată că se pot bucura astăzi de beneficiile acestei investiții realizate atât din fonduri locale cât și din colaborarea cu EON Energie, așa cum vă spuneam. În decursul acestui mandat am reușit să montăm și 3 locuri de joacă pentru copii. Ne-am fi dorit să realizăm pe această componentă mult mai mult. Din păcate, avem și o neîmplinire locul de joacă din Coturi, care se află sub cota de inundații cumva și va trebui să facem și acolo ceva lucrări hidrotehnice pentru a reuși să implementăm și acest proiect. Pe viitor ne propunem să diversificăm această paletă a locurilor de distracție și de joacă pentru copii în beneficiu și a lor, dar în primul rând a părinților care își doresc să știe copiii în siguranță la un loc de joacă protejat. Tot din componenta energie, dar de data aceasta vorbim de gaze naturale, un proiect foarte mult așteptat de cetățenii din satul Sohodol, extindere rețea de gaze naturale în satul Sohodol pe strada Vâlcele, drumul Bisericii, Apusului, Cornului, toate străzile componente ale acestei localități, lucrare pe care tocmai am finalizat-o cu ceva vreme în urmă. Investițiile pentru această lucrare au fost asigurate din fonduri locale și din cofinanțare din partea Del Gas Grid într-o oarecare proporție. Urmează, așa cum am anunțat și la început, să începem lucrările la cea mai ambițioasă, investiție, să spun așa, din cadrul gaze naturale. Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Crihan și Dealul Mare. Urmează în zilele acestea să luăm autorizație de construire și să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Ne aflăm la biserica cu hramul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Răzeșie din comuna Măgura. O biserică în construcție grandioasă, așa după cum vedeți dumneavoastră, și care s-ar încadra, cred eu, la obiective ambițioase pentru oameni ambițioși. Preot paroh la această biserică este părintele Radu Grigoraș, un om tânăr care a pornit această lucrare de la temelie. Și iată că în câțiva ani are reușit să o aducă la stadiu pe care îl vedeți și dumneavoastră. Am venit să filmăm acest edificiu și nu numai, și Biserica Sfântul Nicolae, nu neapărat pentru a ne
a ne lăuda sau pentru a ne atribui nouă primăriei și Consiliul Local și mie personal vreun merit deosebit, ci pentru faptul că dorim să arătăm și celor care vizionează aceste materiale că avem cu ce ne mândri, avem cu ce ne lăuda, avem oameni de nădejde care muncesc și fac lucruri frumoase și deosebite în comuna Măgura. Bravo lor, bravo părinte Grigoraș, bravo părinte Ungureanu, părinte Lucaci și părinte Vasile pentru dăruirea și pentru sufletul pe care îl depuneți dumneavoastră la construirea și la renovarea acestor lăcașe de cult ale noastre. Vă felicităm pentru astea și încă o dată mă repet, mi-am dorit și îmi doresc să prezint imagini cu lucruri frumoase care se întâmplă în comuna Măgura și cu oameni buni și dragi. Dragi cetățeni ai comunei Măgura, iată că astăzi domnul primar ne-a arătat fapte și nu vorbe. Ne-a arătat tot ceea ce dumnealui a făcut în cei 4 ani de mandat, tot ceea ce încă mai are de făcut și de acum încolo. Pentru că dumnealui a vorbit mai devreme despre școală, despre copii, nu puteam să lăsăm deoparte bisericile. Știu că dumnealui a colaborat foarte bine și cu cultele. Domnule primar, spuneți-ne unde ne aflăm aici, pentru că este un loc foarte frumos și ne-ați spus că este un monument istoric, da? Spuneți-ne, dați-ne mai multe detalii despre ce este vorba, să știe și telespectatorii televiziunii exclusiv. Da, ne aflăm la biserica cu hramul Sfântul Nicolae din comuna Măgura, unde preot paroh este părintele Ungureanu Eduard, un om vrednic, un om care a arătat că omul într-adevăr sfințește locul. Ne-a fericit Dumnezeu aici la Măgura cu 4 preoți la cele 4 parohii din comună, oameni vrednici, destoinici, cu care avem o colaborare extraordinară împreună cu Consiliul Local. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este și contribuția noastră a Consiliului Local, a Primăriei Măgura și a mea ca primar, dar într-o foarte mică proporție față de anvergura lucrărilor care s-au desfășurat aici. Suntem într-adevăr aproape de comunitate, de biserică, de tot ce ține de infrastructura școlară, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, și de partea ecumenică a lucrurilor, nu știu dacă spun bine așa, de locul în care merg cel mai frecvent bătrânii satului, pentru că ei frecventează mai des lăcașele de cult. Ne aflăm la Biserica Sfântul Nicolae, monument istoric, construită la 1784, cred că spun bine, o biserică lăsată moștenire comunei noastre de către familia Brăiescu și care a înflorit, ca să spun așa, de când a venit părintele Ungureanu. După cum vedeți dumneavoastră, avem o parcare nouă, biserica este renovată într-o foarte mare proporție. Am contribuit cu sume din partea Consiliului Local, anual, pentru susținerea bisericilor din comuna Măgura, așa cum spuneam, nu într-o proporție atât de mare, dar cât ne-a permis bugetul, am alocat în fiecare an sume pentru ca și dumnealor să poată desfășura activități de renovare, de construire sau tot ceea ce își doresc pentru buna desfășurare a activității în aceste lăcașe ale noastre, pe care de altfel nu le ia acasă, nu sunt proprietatea dumnealor. Sunt edificii publice, sunt ale noastre, ale comunei și vor dăinui probabil sute de ani în comuna noastră. Mai de actualitate, să spun așa, este construirea bisericii de la Răzășie, un edificiu extraordinar de impunător și avem acolo pe preotul Radu Grigoraș, un om foarte energic și foarte ambițios, care și-a propus să ridice așa un edificiu frumos și de așa o anvergură în comuna Măgura. Suntem alături și de dumnealui și de ceilalți preoți din comună pentru ca lucrurile să fie duse la bun sfârșit, dar ca să
încheiem într-o frază pozitivă, pentru că nici nu putem să ne exprimăm altfel. Avem într-adevăr 4 biserici cu 4 preoți foarte aproape de oameni, de comunitate. Vom fi în continuare alături de biserici și de preoții din comună pentru a ajuta cu tot ceea ce este nevoie pentru buna desfășurare a activității pe care o desfășoară dumnealor. Domnule primar, vrem, nu vrem, este finalul primului mandat, este un an electoral. Un an în care cetățenii, așa cum am spus mai devreme, au văzut multe dintre proiectele realizate de dumneavoastră. Aș vrea pe finalul rubricii noastre, mandat de primar, să le transmiteți un mesaj. Un mesaj cu tot sufletul, așa cum știu că dumneavoastră întotdeauna le transmiteți și ajunge direct la dumnealor. Un mesaj de încredere. Da, un mesaj ca la sfârșit de mandat, să-i spunem un bilanț al acestui mandat de 4 ani care, iată, tocmai se sfârșește. Și aș vrea să le transmit așa, am făcut dovada, cred, în acest mandat că se poate. Împreună cu dumneavoastră am realizat toate lucrurile pe care le veți viziona în acest material prezentat de Exclusiv TV, partenerul nostru de încredere. Și pentru viitor vreau să vă transmit doar atât. Să aveți încredere că tot ceea ce promit pun în practică și realizez. Nu singur, bineînțeles, cu Consiliul Local, pe care tot dumneavoastră, componența Consiliului Local va fi dirijată tot de dumneavoastră, așa cum veți dori și cum veți vota dumneavoastră, așa se va întâmpla și în următorul mandat. În nume personal vreau să vă spun doar atât, să aveți încredere și să credeți că putem realiza foarte, foarte multe lucruri bune și importante pentru Comuna Măgura, așa cum am făcut și în acest mandat. Totul depinde de voința și de încrederea dumneavoastră și de încrederea pe care v-am insuflat-o în acest mandat de 4 ani de zile. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați susținut și mi-ați fost aproape în toți acești ani și pentru faptul că suntem măgureni și avem bucuria de a ne întâlni oricând față în față și să ne privim cu semeție și cu încredere, pentru că nu avem vreun motiv să ne rușinăm sau să ne îndoim de faptul că am fi putut face mai mult și nu am făcut. Am făcut tot ceea ce a fost omenește posibil, ce s-a putut face în acest mandat. Urmează ca pe viitor să ducem o parte din proiectele pe care le-am început la bun sfârșit și să începem alte proiecte de pe fonduri europene, pe fonduri locale și de obicei din toate sursele de investiții pe care le vom identifica. Acesta este mesajul meu, să aveți încredere!